ajuns în Târgu Jiu, nu puteam să nu ne oprim la casa Ecaterinei Teodorului. Hai! Câți ani avea? 17. Bună ziua! Deci eu trebuie să vă trec 6 lei, da? Stai un pic. Asta ce e? Nu, e insignă. La domnul Tudor în armie. Sunt ofițer de centurie, la Gorj a 8-a companie. Și Cătălina mi se spune, o țară am și eu pe lume. Iar vă supun, domniei voastre, din plângerea făpturii noastre, în aste rânduri îngrijite, din întâmplările trăite. Copil am obloșit de trupuri și multe suflete rănite, când frații îmi cădeau sub soare pe câmpul nostru de onoare. Vă cer credință părintească să mă învoiți ca voluntară pentru a servi cât de puțin, să-mi dau viața pentru țară. Împrejurări ca astea grele cer nouă ca să fim uniți, iar de-ați găsi de cuviință dorința să ne împliniți. Alături cu soldații am luptat, la lupte în tranșee și noroi, dar gloanțele dușmane ne-au cătat să scurgă sângele de patrie din noi. Și două gloanțe m-au rănit ușor, aici unde e piciorul drept, în inima mea plânge un popor și țara mi-e rănită azi în piept. Iar vă supun, domniei voastre, viața mea, ca moartea vocii mele glas să-i dea, la cruce și dușmanul să se închine. Înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine!